Tragedie în Mexic, acolo unde o linie de metrou suspendat s-a prăbușit în gol în urma incidentului și au pierdut viața cel puțin 20 de persoane, iar alte câteva zeci au fost rănite. Trenul de metrou care circula pe un pod suspendat a picat în gol din cauza pasarelei care s-a surpat sub greutatea trenului. Zeci de oameni au ajuns la spital după căderea în gol. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă a fost surprins momentul în care podul s-a rupt, iar trenul s-a prăbușit peste șoseaua plină de mașini. Primarul orașului a ajuns la locul accidentului și a declarat că spitalele sunt pregătite să preia răniții. Accidentul a avut loc luni noapte, pe linia de metrou suspendată numărul 12.